Aș dori să prezint în scurte cuvinte un mesaj care să fie mai personal, pentru că în spațiul protestant românesc se folosește o traducere a Bibliei care ne-a hrănit sufletul, ne-a modelat limbajul și ne-a influențat convingerile teologice și am în vedere, desigur, versiunea tradusă de Dumitru Cornilescu, care a fost adoptată în 1924 de către Societatea Biblică Britanică și folosită mai cu seamă în perioada comunistă, inclusiv de cititori din afara spațiului confesional protestant. Fiindcă de peste două decenii am fost preocupat de istoria acestei versiuni, voi da, așa cum am spus, acestei mini-prelegeri o încărcătură mai personală decât se obișnuiește îndeobște. Cu mai bine de 15 ani în urmă, prin circumstanțe care pe atunci îmi păreau fortuite, am ajuns la Cambridge pentru a face o incursiune documentară în Arhiva Societății Biblice Britanice. La vremea aceea eram doctorant și încercam să deslușesc istoria traducerii Bibliei în limba română, în general. Și un capitol important în această istorie îl ocupă versiunea care anul acesta împlinește 100 de ani. În 2009, când am pășit prima dată în sala manuscriselor de la etajul al treilea al Bibliotecii Universitare, epoca digitală încă nu ajunsese la maturitate. În sectorul manuscrise, unde fotografierea documentelor nu era permisă, nu intrai decât cu creionul și cu laptopul. Așa se face că am fost pus în situația de a lua febril notițe, aproape fără întrerupere, de la ora 9 dimineața până la ora 19, când în boxele bibliotecii răsuna glasul apocaliptic care vestea izgonirea mea din paradisul cărturăresc în care mă găsisem adăpost temporar. Studenții mei, care unii dintre ei sunt aici și care sunt născuți în plină epocă digitală și care se așteaptă ca orice informație să fie disponibilă la un clic distanță, cu greu vor înțelege deznădejdea care mă cuprindea la gândul că nu voi putea parcurge într-o săptămână toate dosarele pe care doamna Rosemary Matthew, arhivista societății, mi le pusese la dispoziție. La vremea aceea, interesul meu pentru istoria versiunilor Cornilescu era unul pur academic. Nu puteam ști care va fi impactul cercetării și publicării celor peste 550 de documente care descriau în amănunt travaliul enorm pe care îl făcuse Dumitru Cornilescu pentru a ne da, cum spunea un cititor interbelic, un text rupt din inima noastră. Revenit însă în Arhiva Societății Biblice în 2012, pentru un stagiu de 4 luni, aveam să țin pentru prima oară în mână ediția Cornilescu 1924, pe care un prieten din București a și adus-o aici ca să o vedem. Este aproape identică cu cea pe care am văzut-o eu în arhiva, asta este mai uzată. Pentru că la vremea respectivă, în bibliotecile din România, această ediție era de negăsit și este de fapt o raritate. Anii care s-au scurs de atunci nu pot șterge impresia puternică pe care mi-a lăsat-o acel exemplar, tipărit foarte elegant, cu tranșele vopsite în roșu închis, exact ca acest exemplar, și în mod remarcabil, coperțile ediției fuseseră ornamentate bogat prin presare la rece, cu chenare și cu motive geometrice, precum și cu flori stilizate, care erau menite să-i spună cititorului că ține în mână un produs de lux. Încă din primii ani de școală, când începusem să buchisesc în ediția pe care tatăl meu o ținea pe masă și din care citea zilnic, Biblia era prin definiție Biblia Cornilescu, în varianta care fusese adusă la cunoștința publicului de către Societatea Biblică Britanică începând cu 1924. Abia mai târziu am descoperit că ediția Princeps a traducerii lui Cornilescu fusese tipărită de Societatea Evanghelică Română, fondată de principesa Raluca Limachi, distinsă membră a unei vechi familii boierești din Botoșani. Fiindcă principesa Calimachi a desfășurat o activitate prodigioasă în domeniul publicării de carte creștină și fiindcă, datorită viziunii ei remarcabile, au apărut atât Noul Testament, publicat în 1920, cât și Biblia completă, tipărită în 1921, aș dori, cu îngăduința dumneavoastră, să aduc în atenția publicului câteva viniete din activitatea ei editorială, care este foarte bogată, dar care este practic necunoscută. Până la apariția monografiei care a fost dedicată de către domnul Cornel Miu, director al editurii Stephanus, principesa Calimachi a rămas practic cunoscută în mentalul evanghelic doar pentru acțiunea de patronaj care l-a avut ca beneficiar pe Dumitru Cornilescu. Se știa despre ea, cum probabil știți și dumneavoastră, doar că a primit la Geneva un celebru calendar cu meditații zilnice și că această cărticică a impresionat-o atât de mult încât și-a dorit să-l întâlnească pe traducător.
În urma acestei întâlniri, principesa l-a angajat pe Cornelescu să traducă Biblia, l-a găzduit la conacul familiei din Stâncești în perioada 1915-1920 și astfel a rezultat versiunea biblică de care ne bucurăm astăzi. Aceasta ar fi, pe scurt, contribuția ei, așa cum mi-a fost și mie cunoscută mulți ani la rând. Dar astăzi, grație unor surse inedite, știm că în 1915, anul întâlnirii dintre Dumitru Cornelescu și principesa Kalimaki, doamna Ralu avea în spate aproape două decenii de patronaj cultural-religios și că dobândise experiența necesară începerii unui demers de anvergură concretizat în publicarea întregii Biblii. Corespondența ei, păstrată la Biblioteca Academiei Române, conține numeroase dovezi că principesa a contribuit ea însă și la munca de traducere și de corectare a textului biblic. Trebuie de altfel observat că prima tipăritură biblică apărută prin eforturile principesei a fost un Nou Testament din 1898. Era un Nou Testament care conținea, desigur, o traducere mai veche. În anii următori, principesa a recrutat traducători și a demarat noi proiecte care fie aveau în centru textul biblic, fie urmăreau transpunerea mesajului biblic într-o formă accesibilă, menită să revigoreze viața spirituală din teritoriile românești. Cel mai important colaborator al ei din primul deceniu al secolului 20 a fost preotul Constantin Morariu, stabilit la Pătrăuți în Bucovina. Profund tulburat de, citez, crâncena răscoală a țăranilor din 1907, de care fiecărui român ar fi trebuit să ardă inima ca pe jăratec, Constantin Morariu a lansat o scrisoare publică prin care propunea înființarea unui institut biblic românesc. Între cei care au răspuns acestui apel s-a numărat și principesa Kalimaki, care i-a trimis preotului din Pătrăuți o însuflețitoare epistolă publicată în Junimea Literară în 1911. Citez din textul acestei scrisori. Citind în Neamul Românesc, spunea principesa, ce ați scris despre înființarea unui institut biblic românesc, am fost aprinsă de o mare bucurie și de un mare dor de a vedea împlinită această frumoasă și sfântă idee care nu poate veni decât de la Tatăl Ceresc. Într-adevăr, avem nevoie a cunoaște învățătura Domnului mai din adâncul inimii, avem nevoie de a cunoaște pe Domnul nostru Iisus Hristos mai de aproape și de a-L sluji din toată inima. Dar pentru aceasta trebuie să avem Biblia în mâinile noastre. După multe peripeții, care sunt prea complexe ca să fie povestite aici, Institutul Biblic a fost înființat în iulie 1912 la Suceava, în Bucovina, statutul fiind aprobat de guvernul de la Cernăuți. Potrivit documentului fondator, scopul institutului era, citez, tipărirea de scrie religioase, morale și de părți ale Sfintei Scripturi în limba cea mai ușoară, înțeleasă de neamul românesc de pretutindeni, precum și răspândirea lor cu prețuri minimale. Materialul tipărit în primele numere ale foii informative provenea din cărțile trimise de principesa Ralu. Donația inițială de 1000 de lei, preschimbați în 950 de coroane, a fost folosită pentru a tipări 5000 de exemplare din primul număr al foii, precum și o broșură în 5200 de exemplare. Principala dorință a prințesei era însă publicarea unui Nou Testament, astfel că în aprilie 1913, Comitetul Institutului Înființat a decis tipărirea acestei cărți. În același an, principesa i-a trimis preotului Morariu 8.000 de lei, adică 7.300 de coroane, pentru a asigura, citez, stereotipia Noului Testament ca primă carte a Institutului Biblic. Când s-a pus problema alegerii unui text anume, membrii comitetului au constatat că niciuna din edițiile existente nu se potrivea scopului propus. Pentru a realiza un text într-o limbă accesibilă, preotul Morariu a ales 7 ediții ale Noului Testament, urmând să întocmească versiunea finală pe baza lor. Pe măsură ce redacta secțiuni din text, le trimitea principesei pentru ca ea să le revadă după versiuni franceze și engleze. În decursul anului 1913, preotul Morariu a finalizat manuscrisul Noului Testament și l-a expediat doamnei Kalimaki, dar în anul următor lucrurile s-au împotmolit din cauza izbucnirii Primului Război Mondial, care a aruncat în haos civilizația apuseană. În plus, în 1914 și în prima jumătate a anului 1915, principesa era ocupată cu editarea versiunii românești a unei cărți importante, Călătoria creștinului, de John Bunyan. Întrucât Ilie Torouțiu, traducătorul cărții, nu cunoștea limba engleză și folosea ca text sursă versiunea germană, textul românesc a fost revizuit de principesa Kalimaki, care i-a cerut pastorului englez John Howard Adeney să scrie prefața ediției românești.
Ca să-l încurajeze pe Torouci, în munca de finalizare a traducerii, principesa îi scria pe 18 mai 1915: "Vedeți, domnule Torouciu, Călătoria creștinului este o operă literară minunată în englezește și o traducere trebuie să fie foarte bună ca să fie vrednică de o asemenea capodoperă. Noi, când am început traducerea, nici nu presimțeam greutățile cărții, dar ele sunt multe. Eu, la sfârșitul traducerii, știam că vor fi multe de îndreptat, ca modelare, nu ca fond, căci fondul am așezat bine și temeinic, nu cred să-l așeze nimeni mai bine. Dumneavoastră judecați bine, fondul textului în genere este bine și corect, dar unele fraze nu le-am găsit de la început destul de bine tălmăcite. Acelea aș vrea să le revăd și să le prelucrăm. Forma trebuie modulată pe alocuri, dicțiunile prea prozaice sau prea moldovenești, provincialismele, cum zic ei, trebuie înlocuite, fără să se piardă caracterul moldovenesc. Putem întrebuința cuvintele care se întrebuințează în Moldova, acolo unde nu există un cuvânt comun, dar toate trebuie moderate ca să fie un singur stil literar." Și acum urmează un aspect foarte important. "Foarte bine că i-ați cerut unui prieten să vă dea aprecierea lui scrisă. Eu l-am rugat pe domnul Ispir să facă asemenea și părintele Adeni i-a cerut lui Cornilescu să facă la fel." John Howard Adeni, care era capelan la Biserica Anglicană și misionar între evrei din București, îl cunoscuse pe Cornilescu și învățase de fapt limba română cu ajutorul lui, deci îl cunoștea foarte bine. Și Ralu Calimache este conștientă că există acest tânăr Cornilescu care traduce broșuri, care are o bună competență ca traducător și îi sugera lui Torouțiu să accepte asemenea critici. Apoi, pentru a risipi temerile lui Ilie Torouțiu cu privire la eventualele critici venite de la referenții externi, principesa adaugă: "Fiți fără întristare, domnul Cornilescu nu traduce mai bine decât noi, dar de multe ori, unde unul nu pricepe, celălalt vede greșeala, noi vom vedea unele, el altele și așa lucrul domnului va câștiga." La finalul lunii august, principesa mai făcea următoarea constatare: "Despre Cornilescu știu că este un creștin adevărat. Până acum am auzit numai de bine despre el și în tot ce am observat despre el este spre lauda lui. Este un creștin adevărat și iubește cauza Domnului, de intrigi se ține departe, nu se amestecă în ele." În toamna anului 1915, odată cu tipărirea lucrării Călătoria creștinului, principesa s-a întors la proiectul de traducere a Noului Testament, care rămăsese în suspensie. Pe fondul războiului care devasta Europa și care amenința să înghită și regatul României, Cornilescu a fost hirotonit ieromonah în 12 octombrie, primind însă permisiunea de a se stabili la Stâncești, la conacul familiei Calimache, unde va traduce mai întâi Noul Testament și apoi toată Biblia. La mijlocul lunii octombrie, principesa îi cere lui Ilie Torouțiu: "Vă rog să-mi trimiteți încă o dată toate filele tipărite din Noul Testament până la sfârșitul Evangheliei după Matei." Exista deja o parte din Evanghelia după Matei tipărit, de fapt toată Evanghelia, în acest proiect mai vechi, dar principesa decide să pună stop acestei inițiative și spune: "Sunt o mulțime de îndreptări care vreau să le fac la text, așa că va trebui cules textul din nou. Textul îl prelucrez cu domnul Cornilescu. El mi-a arătat niște îndreptări care vor face din textul nostru o adevărată minune. Pierderea banilor, banii cheltuiți pentru realizarea celor pagini tipărite, nu este nimic dacă textul nostru va ieși o capodoperă. Veți vedea și veți judeca." Deși a fost finalizat relativ repede, Noul Testament a fost publicat abia în 1920, odată cu redresarea climatului economic din România. Acea primă ediție a Noului Testament tradus de Cornilescu, pe care l-am și adus cu mine, este exemplarul meu personal, este o carte modestă, tipărită pe hârtie gălbejită și friabilă și din cauza tăierii și legării defectuoase, oglinda paginilor nu se potrivește perfect, marginile sunt adesea inegale. Despre istoria tumultoasă a adoptării versiunii Cornilescu de către Societatea Biblică Britanică nu voi spune prea multe. Am spus deja destul de multe în acest volum, care a ajuns la a treia ediție. Documentele, cele 550 de documente, vorbesc de la sine. Ce putem spune cu certitudine este că influența uriașă a versiunii Cornilescu s-a făcut simțită încă de la finalul anilor 20. Literatul și teologul Gala Galaction, ca să citesc doar un exemplu, Galaction era el însuși traducător al Scripturii, scria în 1929:
Biblia tradusă în timpul Marelui Război de Dimitrie Cornilescu, fost ierodiacon ortodox, cred că s-a tipărit până astăzi într-o jumătate de milion de exemplare, dintre care doar o mică parte mai așteaptă în depozit. Galaction avea să revină aproape obsesiv asupra subiectului și în prefața Bibliei pe care a tradus-o în colaborare cu Vasile Radu scria: noua lume, pasionată de Biblie, și-a făurit o nouă traducere a Cărții Sfinte pe care o răspândește cu mare belșug în toate straturile poporului. Dacă facem abstracție de tonul polemic al lui Galaction, care scria într-o epocă foarte zbuciumată, găsim în observațiile lui o mărturie incontestabilă cu privire la succesul versiunii Cornilescu în mai puțin de 15 ani de la tipărirea ediției Princeps a Noului Testament. Menținută în circulație continuu din 1924 până astăzi, ea este de fapt și a ajuns să fie citită de sute de mii, chiar de milioane de oameni, fiind singura versiune românească aflată continuu în uz liturgic vreme de un secol. Volumul de documente publicate acum 10 ani a avut un efect care a depășit ca amploare modestele mele ambiții scolastice. La finalul volumului atrăgeam atenția asupra faptului că în primul deceniu de viață al Bibliei Cornilescu, la sediul Societății Biblice de la Londra, ajunseseră mesaje care propuneau revizuirea mai profundă a textului cornilescian. Și iarăși, cu permisiunea dumneavoastră, voi relua două pasaje din postfața acestui volum, care explică de ce a fost nevoie de începerea proiectului, pe care astăzi îl cunoaștem sub numele de EDCR, ediția Dumitru Cornilescu revizuită, Noul Testament fiind cel pe care îl vedeți. Citez: nu pot încheia această postfață, scriam acum 10 ani, fără câteva observații despre viitorul Bibliei Cornilescu, deoarece consider că a venit vremea pentru realizarea unei revizuiri. Această idee nu este nouă, ci a fost adusă constant în atenția lui Robert Kilgore în anii 20. Promotorul cel mai fervent al propunerii a fost Adeney, care în 1924 constata că, citez, pentru cei care nu au mai citit-o niciodată, Biblia Cornilescu va fi necesară multă vreme, dar între timp ar trebui să pregătim una care să poată fi o Biblie națională adevărată. Am încheiat citatul. În aceeași scrisoare, Adeney atrăgea atenția asupra vulnerabilității versiunii Cornilescu. Citez: suntem expuși multor critici din partea cunoscătorilor și vom fi expuși tot mai mult în viitor, când vor fi mai mulți cei care cunosc originalele. John Howard Adeney fusese educat la Cambridge, la Colegiul St. John's, și cunoștea bine și ebraică și greacă, prin urmare avea capacitatea de a verifica textul lui Cornilescu în amănunțime și, de fapt, i-a și făcut unele observații care au fost integrate în versiunea 1924. Deci era un pastor foarte bine instruit și în ce privește limbile biblice. John Howard Adeney avea și o soluție pentru rezolvarea problemei. Citez soluția lui: societatea biblică să-i ceară domnului Cornilescu să petreacă un timp în Anglia, să zicem la Cambridge, pe cheltuiala ei, și să revizească traducerea, eliminând parafrazele și comentariile și ținându-se mai aproape de original. Propunerea asta cu Cambridge m-a amuzat un pic, pentru că o parte din revizuirea nouă făcută de, și de mine și de alți colegi, s-a desfășurat la Cambridge, la Tyndale House, locul unde ne găsim refugiu eu și alți colegi în timpul verii. Deci a fost, fără să știi, a fost profet George Adeney, nu doar în această privință, și în alte privințe. Până și James Wiles, altminteri un devotat susținător al muncii lui Cornilescu, îi scria în 1927 lui Robert Kilgore, citez: experiența din ultimii ani ne-a arătat tuturor că Vechiul Testament tradus de Cornilescu are neapărat nevoie de revizuire și sunt conștient că din când în când i-ați atras atenția asupra mai multor chestiuni. Realmente, spunea Wiles, care altminteri era un bun prieten al lui Cornilescu, Vechiul Testament ar trebui revizuit de cineva care știe ebraică. Dar editorul societății, Robert Kilgore, a refuzat propunerea, obosit probabil de truda depusă pentru coordonarea tipăririi edițiilor românești din anii anteriori. Citez: sunt tulburat fie și doar la gândul unei revizuiri suplimentare a Bibliei în limba română. Și acum voi zăbovi încă un pic la observațiile făcute acum un deceniu, pentru că observam atunci că peste propunerile făcute de Adeney și de Wiles s-a așternut praful câtorva decenii, dar că observațiile profetice ale celor doi rămâneau valabile. Cercetătorii români care au acces la textele ebraic și grecești, care au competența necesară verificării textului Cornilescu, se raliază fără rezerve opiniilor exprimate de reprezentanții societății.
În plus, cititorii familiarizați cu alte tradiții biblice știu că versiunile devenite clasice au parte de revizuiri periodice întreprinse de comisii de specialiști. Dacă ținem cont de toate aceste aspecte, spuneam acum 10 ani, vom ajunge probabil la concluzia că cea mai potrivită modalitate de a sărbători centenarul Bibliei Cornilescu în 2024 ar fi lansarea unei versiuni revizuite în mod sistematic cu ajutorul instrumentelor de referință și având în vedere contribuțiile biblice, biblico-teologice ale cercetărilor din ultimul secol. Ar fi îndrăznesc să cred o întreprindere în spiritul muncii făcute de Cornilescu și în acord cu dezideratul lui de a-și îmbunătăți permanent munca pentru a pune în mâinile cititorilor o versiune corectă, fluentă și adaptată exigențelor prezentului. În anul 2014, când scriam aceste lucruri, visam pur și simplu cu ochii deschiși. Nu știam cum și dacă s-ar putea traduce în practică un astfel de proiect. Prin urmare, mi-am manifestat zgomotos necredința atunci când doamna Emilia Iorgandopol mi-a spus că ar trebui redactat documentul cadru care să constituie piatra de temelie a unei astfel de întreprinderi. Asemenea, unui personaj veterotestamentar aș fi putut spune și eu, chiar dacă ar face Domnul ferestre în cer, tot nu s-ar putea întâmpla un asemenea lucru. Dumnezeu nu a făcut ferestre în cer, ci în planșeu solid de necredință care oprea dezvoltarea viziunii pe care o articulasem în postfața volumului citat. Proiectul despre care credeam că nu are șanse de reușită a demarat la jumătatea anului 2015, cum spun, în pofida puținei mele sau totalei mele necredințe. În 2016 a apărut ediția pilot, cuprinzând 4 cărți biblice, adică Geneza, Marcu, Ioan și Romani. Aceasta este ediția pilot cu o prefață foarte amplă. În 2019 a apărut Noul Testament, în 2 ediții, a doua fiind ediția cartonată. Și 2 ani mai târziu a ieșit de la tipar și Pentateuhul, care a fost publicat ca ediție broșată. Și în prezent pot fi citite online o parte din cărțile istorice, adică Iosua, Judecătorii, 1-2 Samuel, Ezra, Neemia, Estera, cărți poetice precum Ecleziastul, Cântarea Cântărilor, Plângerile lui Ieremia și cărți profetice, Daniel și Profeții Mici. Sunt împreună cu ceilalți colegi ai mei, unii dintre ei sunt prezenți aici, împreună cu membrii Comitetului Pastoral, mă consider privilegiat că pot continua această activitate, această lucrare care a început cu mai bine de 100 de ani, dar care are acest punct anul 1924, de unde începe textul în forma pe care o cunoaștem noi. Vă mulțumesc!